În prezent, fermierul român este foarte decapitalizat și slab tehnologizat. Banii europeni care ar trebui să-i ajute s-au dus la fermele foarte mari, care nici măcar nu sunt cu capital 100% românesc. Iar proiectele pe care le fac fermierii pentru accesarea banilor europeni se lovesc de birocrație și se îngroapă. Petru Bordean, președintele Federației Crescătorilor de Bovine din România și el însuși fermier, este deja la a patra încercare de a obține sprijin financiar european pentru a-și retehnologiza ferma și, într-un dialog cu colegul meu, Ovidiu Ghinea, fermierul brașovean spune că dacă nici de data asta nu va reuși acest proiect, nu va mai avea viitor în fermă. Domnul Ghinea, vă spun clar și eu am spus-o, dacă nu reușesc să fac treaba asta, cred că nu o să mai am viitor în fermă, fiindcă nu se poate. Deci, eu am mai depus până acum vreo 3 proiecte, dar din lipsa consultanților de slabă calitate, din lipsa fondurilor, de multe ori am avut proiecte eligibil fără finanțare, e și o zonă proastă, zona Brașovului, sunt în zona metropolitană și aici singurul lucru, sfecla de zahăr, e luată în considerare, n-avem punctaj, e foarte greu să implementăm un proiect. Acum vreau să-mi depun un proiect în PNS-ul ăsta 2023, pe un grajd cu robot de muls, pentru 60 de animale, mai mult nu vreau, și cu o secție de industrializare adiacentă. Ca de laptele să-l trec direct din producție în fabricație. Și să implementez lanțul scurt la nivel de județ Brașov, fiindcă am oportunitatea asta de a fi foarte aproape de municipiul Brașov și există nișa asta de valorificare a producției. Dacă nu am posibilitatea asta la mâna procesatorului, sunt pierdut, că nu e un preț în care să poți să te dezvolți. Dați laptele la procesator acum? Da. O parte din el, o parte îl prelucrăm noi artizanal și vindem direct la abonați, le zicem noi, sunt oameni care s-au abonat și le vând de când am fermă, am abonați din 2008. Vin și din... Acum nu-i ca o laudă, dar vă spun, eu sunt în Bod la 8 km și vin de la Râșnov, nici nu știu câți kilometri de la Râșnov, vin de la Brașov, din Sânt Petru, din Hărman, din localități adiacente, vin și își iau lapte de la noi, de la fermă. Dar de ani de zile îi avem pe oamenii ăștia, s-au învățat cu gustul, s-au învățat cu noi, noi cu ei, deja am devenit prieteni de familie. Ne cunoaștem, noi știm de când vin ei, de când... ne-au găsit aici. Altfel, prețul laptelui e unul destul de scăzut în momentul de față. Da. La procesator vorbesc. La procesator. Eu acum nu aș putea fi chiar nemulțumit, că dau undeva, nu o să spun unde și cum, că e confidențială treaba, dau la un preț de bun simț, dar și eu voi avea atâta bunul simț ca în momentul în care știți că poate o să mai scadă în anumite perioade, nu o să îl dezamăgesc pe procesatorul la care dau, fiindcă și el ne-a scos din impasul ăsta, ca altfel la cheltuielile care le avem și la ceea ce se întâmplă, dacă îl dădeam undeva la 1,20 lei, 1,50 lei, nu mai puteam duce lucrurile înainte. Fermierii din Acvacultură vor organiza un protest în fața Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, acuzând ignorarea de către autorități a problemelor cu care se confruntă sectorul, care în prezent este aproape de faliment. Anunțul a venit din partea Patronatului Peștelui din România și al Asociației Naționale a Producătorilor de Pescărie, Romfish. Potrivit documentului, printre motivele care au generat protestul, se numără finanțările europene în contractele derulate prin POPAM, care falimentează sectorul în loc să-l sprijine, și situația nerezolvată de 14 ani a terenurilor neconcesionate pe care sunt amplasate amenajări piscicole aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură. Ovidiu Ghinea vine imediat în jurnal cu declarații în exclusivitate pentru AgroTV din partea unuia dintre piscicultorii care vor participa la protest. Să-l urmărim! Miercuri la ora 11 trebuie să venim în fața Ministerului Agriculturii. De la 11 la 3 avem un protest care este aprobat de Primăria București. O să venim, dar cu speranțe foarte mici, pentru că nu vor, m-am convins la 70 de ani că nu vor să se facă nimic și vin numai ca să mă aflu și eu acolo. Speranțe nu sunt. Cât o trăi domnul Iohannis și o fi președinte,
nu avem nicio speranță. Că am încercat a treia oare, am fost și în audiență la dânsul, nu ne-a primit. Pentru că nu se poate. Noi vrem să facem treabă, să mâncăm ceva bun, un pește. Că eu de când mă știu, sunt pe lacul Moștița cu 3.000 de hectare, aici m-am născut, aici peștele am făcut toate treburile în România asta. Și dânsul, nu știu ce gânduri are, că a treia oare de când ne respinge și la cormorari și la terenuri. Deci noi muncim degeaba. Mai știu că aveți și altă problemă, nu dumneavoastră personal, dar colegii dumneavoastră, aportul natură pentru proiectele acelea europene, oamenii trebuie să dea bani înapoi sau să plătească din buzunar. Aportul natură tot s-a făcut de câțiva băieți care ori nu știu, ori le fac intenționat. Ne-a dat aport în natură, am făcut hârtiile, am dat 5%, tot în regulă. Ni s-a aprobat și când să luăm așa, n-a mai vrut să ne dea, că a fost actele greșite și că nu știu cine le-a greșit și am rămas în pagubă și cu acel aport în natură. Ce altceva aveți mai cere Ministerului Agriculturii la acest protest? Ce să le mai cer? La Ministerul Agriculturii am auzit că a venit un băiat tânăr. Să mai am un pic de speranță, 10% în dânsul, poate o fi mai puternic și mai vânjos, să ne ajute să putem să facem și noi producția, să ne lase de cormorari ăștia, măcar să-i gonim. Nu mai avem nevoie de subvenții, nu mai avem aport în natură, nu mai avem nevoie de nimic, măcar să ne lase să-i gonim, nu mai știm ce să mai facem, să ne rămână și nouă 10-20% din producție. O mare parte dintre fermierii din România știu deja cât este de importantă asocierea într-o cooperativă și șansele de dezvoltare pe care le oferă o astfel de asociere. Datorită cooperativelor, unii fermieri, în special cei la început de drum, au reușit să își valorifice producția și să primească suportul necesar în cazul unor dificultăți, pentru că, unde sunt mulți, puterea crește. Însă, se pare că mai sunt și fermieri care evită aceste sisteme. Ce îi reține pe aceștia ca să devină membri, aflăm în materialul următor realizat de colegul meu, Marius Milea, în comuna Gheorghe Doja. În primul rând, singur, nu aș fi putut să susțin toate investițiile necesare să ajung la un anumit standard la care este bostănăria. În al doilea rând, cantitățile pe care le produc nu mi oferă o trasabilitate clară în tot sezonul. Și atunci, vă dați seama, supermarketul nu se va complica cu mine, care voi avea să-i dau pepeni poate o săptămână cantități mai mari, săptămâna viitoare cantități mai mici, și el trebuie să aibă un grafic clar a ceea ce înseamnă livrări. Și atunci trebuie să produci cantități foarte mari ca să poți să oferi acest grafic supermarketurilor, deci fără asociere nu prea se poate. Cu siguranță fermierii mai în vârstă vor fi reticenți asocierii, pentru că au și experiențe neplăcute de pe vremea comuniștilor. Eu zic că noua generație pe care astăzi o găsim rar în agricultură, sperăm ca în viitor să se îmbunătățească aspectul acesta, eu zic că noua generație a înțeles ce cere piața și ce la ce standarde trebuie să preteze. Din păcate, noua generație e destul de puțină sau încă sunt puțini tineri care fac agricultură și ei sunt răsfirați pe tot pe teritoriul țării, adică nu găsim într-un loc 10 tineri fermieri care se pot asocia. Găsim 2 tineri într-un bazin, un tânăr în alt bazin și atunci le va fi greu să se asocieze. Singurul aspect și singurul lucru care putem merge înainte este asocierea. Vis-a-vis de asociere, desfacerea producției care pepenilor nu mai putem să o realizăm individual și să putem să intrăm pe hipermarketuri, a trebuit să facem o asociere. Acum se vinde mult mai ușor de când sunteți în această cooperativă. Da, este mult mai ușor. Începem să conștientizăm că trebuie să facem calitate, să ambalăm și avem și siguranța desfacerii. Dicorland este singura companie cu capital 100% românesc pe zona de vânzări, implementuri și echipamente de irigat. Anul acesta, Dicorland vine cu soluții complete de implementare a sistemelor de irigații.
Practic, fermierul nu are nimic mai mult de făcut decât să indice echipelor Dicorlent de unde să ia apa și unde vrea să irige. Dar portofoliul consacrat de produse și servicii oferite de Dicorlent nu se oprește aici. Pentru toată gama de utilaje, Dicorlent oferă începând de acum garanție extinsă. Ne-am întâlnit cu reprezentanții companiei la Ziua Grâului Bărăgan pe platforma de la Iazu, județul Ialomița. Și vă aduc mai multe detalii despre noutățile de la Dicorlent imediat în jurnal. Suntem aici astăzi din dorința de a promova în continuare tot ce înseamnă partea de irigații, pentru care deja cred că ne cunoaște toată lumea. Promovăm o nouă linie de business pe partea de inputuri prin Dicor Input. Ne dorim să ne întâlnim cu partenerii, colaboratorii noștri deja, zona Bărăganului fiind zona unde am implementat până în prezent cele mai multe sisteme de irigații, atât dacă vorbim de sisteme precum tamburi și motopompe, cât și liniare, hipodrom și tot ce avem în portofoliu. Pe lângă asta suntem pe zona de vânzări implementuri și echipamente de irigat, singura companie capital 100% românesc. Și de asta se și vede în standul nostru, principalul steag este drapelul României. Dicorlent vine anul acesta cu o soluție de implementare 100% pe partea de irigații. Practic, fermierul trebuie decât să vină să spună unde își dorește să ude și de unde putem lua apa. În rest, tot ce înseamnă infrastructură, stație, pompare, până la udarea finală, să zic așa, a solelor, putem acoperi zona integrată de irigat. Pe lângă asta, așa cum spuneam și mai devreme, grupul de firme Dicor, începând de anul ăsta, se ocupă și de partea de inputuri, se ocupă și de partea de transporturi. Avem departamentul Dicor Agro, care este specializat pe tot ce înseamnă sisteme de irigat la modul măsurători, camezeuri, implementare de țeavă lipit, etc. La ora actuală venim în sprijinul fermierilor cu absolut orice echipament se poate pune în fața, în spatele tractorului, plus echipamentele de recoltat, bineînțeles parte de sisteme de irigații. Scopul nostru este să asigurăm o livrare cât mai rapidă către client, de aceasta cred că în momentul de față avem cel mai mare stoc de utilaje din România, peste 14 milioane de euro. Ne-am extins pe partea de parcuri și puncte de lucru, în momentul de față avem 5 puncte de lucru, începând din nord de la Iași, Galați, Ialomița, Mița, Oltu și Timiș, adică practic suntem aproape de fermieri acum și din punct de vedere logistic, operațional, service. Am lansat două produse noi, să le spun așa. Unul este intervenție service 24 din 24, 7 din 7. Al doilea este, bineînțeles, numărul unic, steluță 8898, la care fermierii ne pot contacta oricând au nevoie de orice. Adică este un număr unic ca și în rețelele de comunicații, unde avem taste diverse pentru garanții, pentru intervenții service, pifuri, vânzare, etc. Ce ar mai fi de precizat pe partea de garanție este faptul că, începând cu anul acesta, Dicorlent oferă pentru tot portofoliul de utilaje garanție extinsă pentru doar 4 din valoarea de achiziție a utilajelor pentru încă 3 ani față de ce oferă producătorul, garanție extinsă care acoperă în principiu tot ce acoperă și garanția dată de producător. Ne dorim ca până la sfârșitul anului să mai deschidem cel puțin încă două puncte de lucru. Pe zona noastră de interes în momentul de față se află Constanța și Giurgiu, dar ne dorim, din ce știu, și pe zona Bacău o reprezentanță. Este o facultate nouă, cu suflu nou. Vii aici și ești pregătit să conduci în orice domeniu. Super, ce să zic. Viața de student e frumoasă. Chiar dacă aveam de ales, tot la agronomie mă duceam. Înveți management fără să realizezi. Este un management al schimbării pe care îl înveți din comunitatea din facultate. Autoritățile sanitar-veterinare sunt în alertă după ce 3 persoane cu simptome specifice bolii antrax au fost internate la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași.
Acestea ar fi contactat virusul de la ferma de bovine din zona județului Iași, exploatație în care sunt angajați. Administrația locală confirmă că s-ar fi înregistrat animale moarte până la declanșarea anchetei. În emisiunea Agricultura la Raport, realizatorul Ovidiu Ghinea a obținut mai multe informații despre această situație de la vicepreședintele ANSVSA, Ioan Oleleu. Am declanșat o anchetă în exploatația respectivă. În momentul de față, ancheta este în curs de desfășurare. Colegi de la nivel central, din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, medici veterinari din teritoriu, dar și împreună cu alte instituții ale statului abilitate, desfășoară o anchetă pentru a clarifica toate aspectele de la exploatația respectivă. Până în momentul de față, au fost aplicate primele măsuri menite să limiteze orice difuzare a bolii mai departe. Ce pot iarăși să afirm astfel de situații pot să apară atunci când nu se respectă legislația sanitară veterinară în vigoare, privind efectuarea acțiunilor de vaccinare, privind condițiile de circulație a animalelor și, foarte important, atunci când fermierii, proprietarii de animale, nu anunță în regim de urgență cazurile de îmbolnăviri și procedează la sacrificarea animalelor fără control sanitar veterinar și de cele mai multe ori trec la îngroparea resturilor, pentru că observă că sunt anumite modificări care sunt oarecum incompatibile cu o carne salubră. Ne dorim și facem eforturi ca în zilele următoare, mâine, poimâine, să clarificăm toate aspectele și atunci putem să avem o poziție oficială vis-a-vis de acest caz. Bun, dar spuneți-mi așa, e o fermă de bovine din județul Iași? Da, e o fermă de bovine, un număr de 130 de bovine. Din primele informații și ce pot să ofer în momentul de față, s-au înregistrat într-adevăr mortalități, ne-a anunțat medicul veterinar și atunci când au apărut leziunile și simptomatologia specifică oarecum acestei boli la oameni, atunci am aflat ce s-a declanșat ancheta care se face în astfel de situații. Se transmite ușor boala asta către om? Da, este o zoonoză, este o zoonoză, o boală comună omului și animalelor. De obicei apare la persoanele care manipulează animale bolnave, cadavre, piei, produse și subproduse de la animalele bolnave. Prima manifestare care o are la nivel cutanat, dar pot apărea și manifestări respiratorii digestive în situații mai avansate. Potrivit vicepreședintelui ANSVSA, în cazul în care se confirmă suspiciunea de antrax, se va trece la o evaluare a animalelor, urmând ca cele bolnave să fie eliminate. Nu se pune problema neutralizării întregului efectiv de animale. Se aplică măsurile specifice, se face o cartografie a tuturor animalelor, va stabili care au fost supuse acțiunii de vaccinare, care nu au fost supuse, se trece la vaccinare, cele bolnave clar că stă elimină, dar nu vorbim de eliminarea întregului efectiv, ci de anumite restricții care se pun pe exploatația respectivă. Rămânem tot la acest subiect legat de alerta din ferma de bovine unde există suspiciunea de antrax. Autoritățile din județul Iași au decis ca întreaga pășune din localitatea Iepureni să fie dezinfectată și delimitată, astfel încât nicio ovină sau bovină să nu aibă acces pe pășune. În urmă cu o săptămână a fost înregistrat primul deces la o bovină care prezenta simptome de infectare cu antrax. Ancheta care se află în curs de desfășurare a scos în evidență că o persoană din localitatea Iepureni comercializa animale fără a avea aprobările sanitar-veterinare obligatorii pentru această activitate. În plus, există declarații ale locuitorilor din comună că respectiva persoană făcea și sacrificări de animale. Putem spune, vorbim despre o suspiciune pentru faptul că nu avem încă analizele de la laborator care să identifice un diagnostic de antrax. De la prima bovină pe care a fost recoltate probele de acum o săptămână, nu a ieșit deocamdată, nu a ieșit pozitiv la antrax. Ce pot eu să vă spun? Că cei trei
spitalizați sunt acum într-o stare mai bună, iar ovinele care, de la care am recoltat probe zilele acestea, încă nu avem un rezultat de la laborator. Gospodarul avea în custodie 130 de capete. E majoritatea fiind identificate, dar sunt și aveau și animale neidentificate. Ele se aflau pe o pășune concesionată de proprietar din localitatea Iepureni, așa, și delimitată de un gard electric. Noi, când am fost în control, am constatat că animalele de pe pășune nu prezentau semne clinice de boală. Dar tot în acea zi am descoperit în jurul perimetrului 9 cadavre de bovină. Unele erau întregi, altele erau descompuse. Am prelevat probe de la ele și acum așteptăm rezultatele de laborator, care trebuie să apară azi sau mâine, cel târziu. În funcție de rezultate de laborator, vom lua măsurile ce se impun. Totuși, în momentul când am ajuns la fața locului, cum am spus, au fost recoltate probe, locurile de unde au fost ridicate cadavrele moarte au fost dezinfectate, iar cadavrele celelalte au fost îngropate adânc, arse, peste care s-a turnat var cloros. În continuare procedăm la catagrafia efectivelor de bovine existente în exploatația respectivă, în vederea clarificării sub aspectul animalelor prezente în exploatație și corespondența din Banca Națională de Date. Așteptăm să vedem rezultatele analizelor de laborator. Pacienții internați și tratați pentru suspiciunea de antrax cutanat prezintă o evoluție favorabilă. Probele lucrate au identificat pe frotiu bacil gram pozitiv, antraxul fiind determinat de un bacil, dar pentru confirmarea diagnosticului de certitudine au fost trimise probe către Institutul Cantacuzino. Clinic, leziunile ridică suspiciunea înaltă de antrax cutanat, însă diagnosticul trebuie confirmat de către probele de laborator. La data de 9 iulie anul curent, polițiștii ieșeni au fost sesizați de către un bărbat din comuna Movileni cu privire la faptul că trei persoane s-ar fi simțit rău și s-ar fi deplasat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri medicale. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor, iar cercetările sunt continuate împreună cu reprezentanții DSVSA Iași pentru stabilirea întregii situații de fapt și luarea măsurilor legale care se impun. Aici se încheie jurnalul Agro TV. Vă mulțumesc pentru că ați fost și astăzi alături de noi. Vă invit în continuare și pe platforma noastră Media Agro TV, unde găsiți toate noutățile din sectorul agricol. Și rămânem aproape pentru că toți suntem egali. Până când începem să muncim! Pune banii în mișcare împreună cu Adama. Fii pe plus cu Adama Cash Plus. La noapte, în mai multe regiuni din țară, pe arii restrânse vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 și 22 de grade. Mâine, vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, local caniculară cu disconfort termic ridicat în majoritatea regiunilor țării. Cerul va fi variabil, dar instabilitatea atmosferică va fi pronunțată în regiunile intracarpatice, unde vor fi frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și pe alocuri averse. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 27 și 37 de grade. Pune banii în mișcare împreună cu Adama. Fii pe plus cu Adama Cash Plus.